Să nu crezi până nu vezi. După ce v-am prezentat ieri la Observator un lăutar care cântă sub apă, astăzi am vrut să ne convingem. Lăutarul a făcut o demonstrație incredibilă în exclusivitate pentru Antena 1. Să facem cunoștință cu Silviu. Pentru început doar cu lăutarul Silviu. Așa că l-am pus să ne cânte o strofă pe uscat. Hai, hai cu trăsioara până-n deal la Mărioara. Calul merge la pas, apoi facem popas. Și acum să vi-l prezentăm pe scafandrul Silviu. Am mers împreună la bazinul de notă al salvamarilor din Constanța. Pregătirea înainte de scufundare este esențială. După 18 ani de experiență, Silviu știe exact ce are de făcut. Să-ți verifici echipamentul, să vezi că este complet, fără modificări. Să-ți verifici aerul din butelie. O scurtă încălzire, un duș și... mergem la cântat. Da, cântă sub apă. Dacă vreți, vă mai arătăm o dată. După 2 minute de recital subacvatic, lăutarul iese la suprafață ușor obosit. Am încercat să cânt fără vizor, dar nu merge. Nu a rezistat un cântec întreg, ci doar o strofă. Oricum, Silviu este hotărât să capete experiență și are de gând chiar să facă un concert sub apă. Cu muzică live, 100%. Bineînțeles, instrumentiștii mei vor sta deasupra apei, eu voi sta sub apă. Nu știm încă unde va sta publicul, dar nici nu mai contează.